Miercuri 8 decembrie, Catedrala Romano-Catolică din Iași a găzduit ceremonia de consacrare ca episcop auxiliar a monseniorului Aurel Percă. Mii de credincioși s-au adunat în noua catedrală pentru a asista la Sfânta Liturghie de Sfințire. Prin decretul din 29 septembrie 1999, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea l-a numit pe monseniorul Aurel Percă episcop auxiliar pentru dieceza de Iași, primind titlul canonic de episcop titular de Mauriană. Noua funcție a fost solicitată de episcopul diecezan datorită numărului mare de credincioși ai diecezei de Iași, precum și problemelor pastorale vaste ale acesteia. Episcopul auxiliar colaborează cu episcopul diecezan în păstorirea turmei. Episcopi consacratori au fost preasfinția sa Petru Gherghel, episcop de Iași, înalt preasfinția sa Jean-Claude Perisse, nunțiu apostolic în România, și înalt preasfinția sa dr. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București. Au participat episcopi romano-catolici și greco-catolici din țară, precum și din Germania, Italia, Elveția și Austria. La ceremonia de consacrare a fost prezent înalt preasfinția sa Daniel, mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De asemenea, au participat reprezentanți ai administrației locale și ministrul secretar de stat pentru culte, Petru Brânzea. În temeiul articolului 99, aliniatul 1 din Constituția României și al articolului 21, aliniatul din decretul numărul 177 pe 1948 privind regimul general al cultelor, modificat prin decretul numărul 150 pe 1974, președintele României decretează articolul 1. Monseniorul Aurel Percă se recunoaște în funcția de episcop auxiliar al Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Semnează președintele României, Emil Constantinescu. Oh.
judecat în cei pe care i-ai ales. Dumnezeu, care te-a făcut părtaș de Marea Preoțelui Hristos, El se reverse asupra ta ungerea sa tainică. În cadrul Sfintei Liturghii de Consacrare, noul episcop a primit însemnele episcopale, inelul, mitra și cârja. Inelul, semn al credinței în Dumnezeu și al fidelității față de turmă. Mitra, semnul învățătorului care trebuie să lumineze calea turmei. Și cârja, semnul păstorului care conduce. Simbolurile din stema episcopală a Monsignorului Aurel Percă se inspiră din scrisoarea către Efeseni a Sfântului Apostol Paul. Rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire. Pe fundalul culorilor steagului diecezei este reprodusă monograma lui Hristos, care trebuie să fie centrul vieții creștine. Cunoscându-i iubirea pe care o are față de oameni, care întrece tot ceea ce se poate cunoaște, se poate ajunge la plinătatea vieții trinitare. În stemă, Sfânta Treime este simbolizată prin tradiționala frunză de trifoi. Pentru că aspirația spre plinătatea lui Dumnezeu trebuie ancorată în credință, apare ancora, simbolul credinței. Întrucât noul episcop a primit sfințirea episcopală în solemnitatea neprihănitei zămisliri, ca semn al așezării întregii slujiri sub ocrotirea preacuratei Fecioara Maria, în partea dreaptă a monogramei lui Hristos este litera M. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care în Fiul Său te-a iubit, m-a binecuvântat cu plinătatea preoției, chemându-mă și învelicindu-mă cu misiunea episcopală. De aceea îmi plec de mânt înaintea Tatălui, pentru că prin Fiul Său Iisus Mare Preot a revărsat asupra mea darul Duhului Sfânt, făcându-mă părtaș de Marea Preoția lui Hristos și îndolugându-mă în Ministerul Succesiunii Apostolice, chemându-mă la slujirea Bisericii, acum când se pregătește să întâmpine Marele Jubileu al anului 2000, misiunea episcopală, pe care am primit-o astăzi, nu este simplă, dar nu mai puțin ușoară. De aceea mă încredințez ajutorului de bine, pentru a mă putea angaja cu toate energiile spirituale și materiale de care sunt capabil, pentru ca slujirea mea episcopală să corespundă cât mai bine planului lui Dumnezeu cu privire la Biserica Universală și Biserica noastră locală. Regnum Christi veniat.